să oferim o mai bun suport gândirii noastre pozitive, creatoare, putem recurge la unele procedee din yoga pe care le-ați mai făcut. Care este principiul? Și vă rog să fiți foarte atenți. În general, marea majoritate știe despre felul în care, integrând un anumit tip de gândire, gândirea pozitivă, ne putem ajuta, mai ales în anumite situații prin care trecem, astfel încât să ne reprogramăm gradat acest conținut psihomental pentru a ne fi totuși favorabil. Da? Și știți foarte bine că este recomandată, mai ales în tehnologia dezvoltării personale, acest tip de gândire, gândirea pozitivă. Nu dezvolt acum principiile gândirii pozitive. Deci, repet foarte succint, mi-am propus să vorbesc despre asta, arta gândirii pozitive, poate într-o conferință mai amplă. Despre ce este vorba? Deci, a afirma la modul prezent un gând pozitiv care se află în legătură cu noi ca nevoie, ca urgență, ca prioritate, atenție, asociindu-i acestui gând trăirea emoțională specifică și mai departe este vorba de a persista într-o stare de repetare, într-o continuitate a repetării, ori cu vocetare, ori doar murmurat, deci șoptit, sau doar mental a acestui gând pozitiv. Da? Bun, până aici poate că lucrurile sunt clare, le-ați mai citit, le-ați mai auzit și poate chiar le-ați exersat. Ceea ce însă nu este foarte clar este cum poate fi asociată acestei reprezentări mentale, având în vedere că acest gând este totuși doar un gând, dar acest gând se bazează întotdeauna pe un suport energetic. Aici nu este foarte clar și vreau să înțelegeți că este o mare diferență în a sta pe o canapea, lăfăindu-te ușor și a repeta așa, aproape inconștient, un gând pozitiv, da? Și uneori să ai senzația că nici măcar nu crezi în el, ci faci acest lucru pentru că ți l-a spus cineva, poate un psiholog sau poate un prieten pe care îl crezi, da? Și încerci la rândul tău, mai mult sau mai puțin încrezător, și tu sperând că se va obține ceva. De cele mai multe ori când se recurge la gândirea pozitivă, asta înseamnă că o exersezi acum pentru că ceva nu este bine în ființa ta. Și în raport cu ceea ce nu este bine, tu vrei să te stabilizezi într-o stare bună, pozitivă. Este evident că de foarte multe ori când, de exemplu, am recurge la eliminarea unor stări de temere, da? Evident că aici sunt foarte multe lucruri care s-au fortificat, poate într-o anumită perioadă de timp. Ne este frică să nu ni se întâmple și nouă. Această frică duce la o surpare a stării noastre psihomentale și starea noastră este o stare de anxietate, de neliniște, de îngrijorare excesivă și are caracteristica fricii și a temerii. Mulți ar spune, hai, nu-ți mai fie frică, vom trece peste asta sau suntem împreună, hai să gândim pozitiv. Evident, prima tendință este, hai, nu-ți fie frică. Bun. Este foarte ușor de zis, dar tu ești deja în starea aceea de temere, de îngrijorare, de anxietate. Da? Ceea ce avem nevoie este nu să aducem din nou în câmpul mental ideea, conceptul de frică, cuvântul de frică asociat. De asemenea, nu este bine să realizăm acest gând și să-l susținem pe ideea că nu sunt bolnav sau nu îmi este frică sau nu am nicio problemă. Nu am de acum înainte, nu sunt suferind sau sigur putem să formulăm la modul negativ foarte multe lucruri pe care nu ni le dorim de altfel. Este foarte clar. Chestiunea însă nu se pune așa. Noi trebuie să găsim exact atitudinea care să creeze, dacă vreți,
Ce? Gândul de natură pozitivă care, menținut și asociat unei stări, să configureze în noi ce? Acea stare sau atitudine specifică care să contracareze sau măcar să ducă la stăpânirea, da? La neutralizarea a ceea ce reprezintă, da? Starea noastră negativă de la acel moment. Da? Deci, în cazul fricii, poate că ar fi bine să ne spunem așa. Sunt o ființă curajoasă. Sunt o ființă puternică. Și așa mai departe. Da? Și să o formulăm la momentul prezent. Acum sunt curajos. Acum sunt o ființă plină de vitalitate. Sau pur și simplu sunt plin de vitalitate și de energie benefică. Da? Sunt multe astfel de afirmații, aceste gânduri pozitive le găsiți în tot felul de lucrări. Am vrut doar să subliniez importanța orientării la modul pozitiv. Da? Și al doilea lucru important pe care vreau să vi-l susțin, să-l prezint, este legat de faptul că acest gând care, de exemplu, are de-a face acum cu starea de, hai să zicem, de vitalitate. Da? Și ideea, forța ar fi așa. Sunt plin de vitalitate. Da? Dacă cumva avem stări de suferință, stări de slăbiciune, stări de vulnerabilitate, să recurgem ca exercițiu la afirmația sunt plin de vitalitate. Da? Faptul că pentru noi, ca persoane, ca ființe care am practicat yoga, cuvântul vitalitate va fi asociat acestui plan energetic care susține viața la modul general. Faptul că totodată cunoaștem că există un plan al vitalității ne va ajuta foarte mult să eficientizăm această tehnică. Mai mult decât atât, tehnica gândirii pozitive, prin gândul care este afirmat la modul pozitiv, trebuie să-și extragă de undeva energia și suportul necesar ca acest gând să fie chiar modulat în sfera de vibrație, de exemplu, a vitalității. Da. Și pentru a putea fi integrat de către această minte care, iată, acum se reprogramează, amplificându-și încrederea că această ființă care suntem noi este acum plină de vitalitate, da? Deci gândul acesta lucrează în însuși spațiul, în conținutul nostru mental, trebuie să existe și această dinamizare a centrului mental. Deci, în cazul de față, această afirmație sunt plin de vitalitate, da? Implică, pe de o parte, fondul de vitalitate care să preexiste și în raport cu care noi să ne simțim mereu susținuți când afirmăm acest gând pozitiv, sunt plin de vitalitate, aceasta presupune ca anterior, o perioadă de timp, minim 5-10 minute, să fi lucrat la nivelul Muladhara Chakra pentru a avea această energie suport. Da? Al doilea aspect este legat de faptul că din ce în ce mai mult, prin repetare, recurgem la această amplificare începând de la, dacă vreți, de la acest gând, urmărim să-l simțim ca o certitudine și amplificăm această voință de a emite cu încredere acest gând. Deci, iată că ar fi necesar un suport al energiei noastre volitive, da? Deci este necesar să vrem să gândim așa. Este necesar să vrem să simțim că suntem plini de vitalitate acum. Este necesar să ne integrăm în acest moment prezent ca având acest suport de vitalitate pregătit anterior printr-o practică specifică, lucrăm pe Muladhara Chakra, o perioadă de timp, 5-10 minute, am stimulat puțin planul voinței, exact ca și astăzi, da? Și am stimulat și stimulăm planul mental, pentru că acest centru reglator al stărilor noastre și al energiilor noastre lăuntrice să poată să rămână mereu prezent, pentru a deveni un centru integrator de stare, integrator de energie, integrator de impuls
specific în planul atitudinii. Da? Și este vorba de a integra în cele din urmă ființa. Da? Vedeți, nu este vorba, cum spuneam, doar de a te deschide față de ideea că ai putea să gândești pozitiv. Mulți știm aceasta. Ideea este cu ce resurse te deschizi spre această gândire. Cum te capacitezi din interior pentru ca această gândire susținută o perioadă de timp, acest gând puternic, îi putem spune gând, energie de la acest moment, să fie eficient. Da? Și pentru a fi eficient, această gândire, acest gând, trebuie să se afle în sfera care să susțină ca suport ce? Vitalitatea noastră. Având în vedere că acest gând este sunt plin de vitalitate. Deci, gândirea noastră trebuie modulată în sfera vitalității. Apoi, se există această voință determinatoare care atunci când se pune în execuție să mențină perseverent și să creadă că acum se poate produce trăirea în raport cu acest gând. Da? Și, totodată, se există acest centru reglator. Da? Acest centru care intervine și integrează toate aceste resurse pentru ca acest conținut psihomental să fie de acum impregnat totodată de gândul care poartă această energie. Astfel, are loc ce? O trecere, o sublimare, dacă vreți, a energiei vitale într-un plan al trăirii emoționale conectate și la acel conținut mental aferent. Da? Întreaga noastră ființă, da, este o ipostază de a fi acelei vitalități la acest moment prezent. Despre asta este vorba. Ori noi trebuie să ne amintim că din nimic nu iese nimic. Da? Pentru a ieși efectul sau pentru a se produce efectul stimulării noastre într-un plan mental superior și conectat la vibrația afectiv-emoțională a stării noastre de a fi vital, da? Noi trebuie să avem un suport de energie. Acesta este lucru care nu este cunoscut și nu este deloc aproape asociat în gândirea pozitivă. Din această cauză, tehnica gândirii pozitive este ineficientă de foarte multe ori. Cu atât mai mult cu cât, de foarte multe ori, ființa respectivă nu are resursele respective pentru că se află într-o groapă de potențial. Încercați să vă dați seama, o persoană se află într-o stare carențată, da? Într-o stare de devitalizare, este slăbit și poate chiar bolnav. Să zicem că recurge la gândirea pozitivă și ea și-ar putea spune, sunt sănătos. Ar vrea să simtă sau să își reamintească sau să se reconfigureze în ideea, în starea de sănătate. Sunt din ce în ce mai bine. Mă simt bine, sunt sănătos din toate punctele de vedere. Din zi în zi mă simt mai bine. Bun. Dar cu ce resurse? Imaginați-vă că acea ființă poate a avut o stare de răceală, este într-o stare de devitalizare, da? Îi este destul de greu să facă anumite lucruri, da? Cu toate acestea, aș vrea să înțelegeți că ea, dacă înțelege principiul, ar putea să asocieze mai multe lucruri simple pe care ea să le facă, da? O să spuneți poate acum cum. Ea este oricum slăbită, este bolnăvioară, de multe ori trebuie să stea în pat. Ei bine, aici, tot fondul de cunoaștere, de experiență anterioară, dacă ar fi existat, ne-ar fi putut ajuta ca acum, în momentul prezent în care poate am sta în pat devitalizați, poate chiar cu o stare ușor febrilă, să reușim să ne refacem starea. Pentru că noi putem să integrăm conjunctural anumite modalități specifice. Da? Și iată despre ce este vorba. Da? Ca să vorbim la modul concret, chiar și când ne-ar lipsi vitalitatea, ce am putea să facem? Da? Iată, poate stând în capul oaselor, nu putem sta cu coloana dreaptă, dar ne putem aduce picioarele mai apropiate. Da? Stăm în această poziție cu picioarele încrucișate. Imaginați-vă că puteți sta pe o canapea, sprijiniți chiar când sunteți bolnăvioși sau slăbiți, chiar de spătarul canapelor. Da? Nu putem sta foarte drept, da? Pentru că nu ne simțim bine. Dar cu toate acestea vrem și știm că putem să amplificăm anumite energii. Cum? Să ne reamintim
de acea contracție. Da. Să ne amintim că de câte ori strângem picioarele și le aducem aici, în zona din față, și ne stabilizăm puțin corpul, ne simetrizăm cât de cât în jurul bazinului, prin această presiune exercitată aici, există un flux mărit de energie la nivelul lui Muladhara Chakra și la nivelul lui Svadhisthana Chakra. Da? Să nu uităm că această circulație a sângelui, da? Acum vine și se simte mai clar, da? Se asociază acestui spațiu de stabilitate, de vitalitate. Da? Și marii mușchi ai coapselor, da? Fac posibilă totuși această menținere a fluxului sanguin aici, în zona bazinului. Este important, da? Este ca și cum, dacă am fi bolnavi, ar trebui să ne amintim că, da, în primul rând, această energie vitală trebuie să o aduc în sistem, da? Trebuie să revin la starea mea de vitalitate, pentru că, în general, orice boală, orice afecțiune stoarce energia vitală, da? Și atunci, ce fac? Trebuie să-mi reamintesc. Și dumneavoastră, celor care ați practicat yoga, va fi mai ușor. Și bunul simț vă spune că eu trebuie să mă asociez cu pământul. Trebuie să simt pământul sub mine, da? Pentru aceasta trebuie să creez aici un spațiu în care să resimt, să fortific această energie vitală, da? Putem recurge, în afară de postura picioarelor încrucișate, la ce? La postura tronului. Dacă suntem capabili, aducem tălpile mai apropiate de bazin, da? Și ele sunt lipite, da? Putem să realizăm de câteva ori această mișcare, da? Pentru a debloca energia, da? La nivelul zonei bazinului. Nu vom forța, da? Putem să rămânem cu picioarele cât de mult în față, da? Iată, putem rămâne chiar și în felul acesta. Și urmărim astfel să dinamizăm această energie. Vedeți aici, este ca un spațiu rombic, pătrat, un simbol al elementului pământ, al energiei vitale, da? Creați acest spațiu al vitalității, simțiți aici, da? Și, sigur, antrenați această mișcare pentru a fluidifica energia la acest nivel. Gândiți-vă că ați putea fi chiar pe canapea, într-o poziție plăcută. Ideea este să lucrați creativ, să înțelegeți principiul. Vreau să spun că sunt plin de vitalitate pentru că starea mea afectată acum de vreo anumită boală, acum este necesar să mă reîncarc, atunci trebuie să simțim legătura noastră cu energia vitală. Trebuie să simt puterea vitalității în propria mea ființă. Și asociez această vitalitate cu un spațiu al corpului meu. Mai mult decât atât, în această poziție mă pot stabiliza, da? Dacă nu putem plasa palmele aici, cuprinzând tălpile de la picioare, putem să ne ajutăm doar să ținem gleznele. Am în vedere faptul că poate explic aceste lucruri unor senioare sau unor persoane mai corpolente, cărora le este greu să țină tălpile apropiate, lipite și în zona pelviană. Da? Mențineți, da, tălpile, zona gleznelor, deci plasând palmele pe gambe, în partea lor de jos, și trageți-le către voi. Spatele să rămână drept. Da? Și, în continuare, aș dori să recurgem la o tehnică foarte simplă. Și anume, ne aplecăm în față și expirăm profund pe gură. Ușoară retenție pe vid. Inspirăm apoi profund, pe cât posibil, abdominal, toracic și clavicular, fără însă a forța. Retenție pe plin. Expirăm. Calm, lent, retenție pe vid. Inspirăm profund. Retenția pe plin.
Expirăm. Retenție pe vid. Inspirăm profund. Retenția pe plin. Și introducem un element suplimentar în timpul retenției pe plin. Realizăm contracția la nivelul zonei anorectale, Ajvini Mudra, asociată cu Mula Bandha, contracția întregului, întregii zone pelviene, a întregului planșeu. Menținem contracția, retenția pe plin, expirăm. Relaxare, retenția pe vid. Inspirăm profund. Retenția pe plin, contracție. Expirăm, relaxând contracția, retenție pe vid, relaxare. Inspirăm profund. Retenția pe plin, contracție menținută ferm la nivelul zonei anorectale. Ne simțim impulsul energiei vitale, dinamizarea lui Muladhara Chakra. Expirăm ușor. Relaxăm contracția, retenție pe vid. Inspirăm profund. Retenția pe plin, contracția anorectală, Ajvini Mudra, Mula Bandha, amplificarea energiei vitale, dinamizarea lui Muladhara Chakra, polul vitalității. Începem să ne configurăm starea impulsionată de amplificarea energiei vitale. Nu forțăm retenția, expirăm, relaxând contracția. Retenție pe vid, relaxare. Inspirăm din nou profund. Retenția pe plin, contracție, trăirea stării de vitalitate, urmarea dinamizării lui Muladhara Chakra. Păstrăm contracția. Expirăm, apoi relaxăm contracția, retenție pe vid, relaxare. Și din nou inspirăm profund. Retenția pe plin, contracție și în această etapă, susținuți de energia vitală, emitem ferm la modul pozitiv, plin de încredere, ideea, forță, sunt plin de vitalitate. O putem repeta de câteva ori, nu ne grăbim, păstrăm contracția, relaxăm contracția, expirăm profund. Retenție pe vid, relaxare. Inspirăm profund. Retenție pe plin, contracție, Ajvini Mudra, Mula Bandha, dinamizarea lui Muladhara Chakra și emitem pozitiv, ferm, încrezători,
ideea forță, sunt plin de vitalitate. O emitem mental, asociind și trăind emoția, încrederea, starea de a fi plin de vitalitate. Nu forțăm retenția, expirăm, relaxăm contracția, retenție pe vid, relaxare. Inspirăm profund, retenție pe plin, contracție, starea de amplificare a vitalității, suport a susținerii ferme, al rostirii mentale, al impregnării mentale, sunt plin de vitalitate. Asociem acestui gând starea specifică de încredere, forță, voință, putere mentală. Nu forțăm retenția pe plin, relaxăm contracția, expirăm ușor. Retenție pe vid, relaxare. Inspirăm profund. Retenție pe plin, contracție, amplificarea vitalității, dinamizarea lui Muladhara Chakra. Avem acest suport. Emitem ferm, plin de încredere, sunt plin de vitalitate. Relaxăm contracția, expirăm calm, liniștit, retenție pe vid, relaxare. Și încă o dată inspirăm profund. Retenție pe plin, contracție, amplificarea vitalității. Simțim acea vibrație la nivelul Muladhara Chakra, emitem ferm, plin de încredere, sunt plin de vitalitate. Relaxăm contracția. Expirăm ușor, retenție pe vid, relaxare. Și ultima oară, inspirăm profund, retenție pe plin, contracție Ajvini Mudra, Mula Bandha. Dinamizarea lui Muladhara Chakra, amplificarea energiei vitale. Emitem ferm, cu încredere, sunt plin de vitalitate. Relaxăm contracția. Expirăm ușor. Retenție pe vid, relaxare. Bun, suficient, vă rog. Reveniți ușor cu picioarele în față și conștientizați efecte specifice la nivelul corpului fizic,
percepeți mai clar energetismul specific vital în zona inferioară a corpului, zona bazinului, în mod specific, aceea percepție energiei vitale ca iradiind din acest centru al vitalității, Muladhara Chakra, o difuzare a acestei energii vitale în întreaga ființă, acea stare specifică de încredere, de forță vitală și conștientizați totodată capacitatea de reglare exercitată de centrul mental, Ajna Chakra. Observați starea mentală asociată acestui gând susținut o perioadă de timp. Aș vrea să înțelegeți că cu cât integrăm conștient o acțiune menită să ofere suport sau să se bazeze, să creeze suport pentru aspecte de ordin psihomental și am în vedere îndeosebi ceea ce putem face în corp, ceea ce putem face la nivel energetic, cu atât mai mult, da, putem determina stări sau apariția acestor stări și apoi susținerea lor o perioadă mai mare de timp. Aceste stări devenind gradat și remanente. Da? Imaginați-vă ce ar fi dacă, dându-ne seama de anumite slăbiciuni pe care le avem, am putea, dându-ne seama de unde provine această slăbiciune, ce ar putea face o acțiune care ce? Dinamizează resurse și apoi aceste resurse puse împreună pot să producă efecte binefăcătoare și astfel să determinăm o anumită evoluție benefică în acest ansamblu unitar al ființei noastre, corp, energie, psihic, minte. Da? De cele mai multe ori însă noi ne aflăm într-o stare de așteptare cu privire la îmbunătățirea unor condiții, dar nu realizăm că această așteptare are de a face în această stare neplăcută cu un fel de respingere a noastră la acel moment prezent. Lucru despre care eu voi vorbi vineri la acea conferință de seară. Da? Noi nu înțelegem de fapt că în momentul prezent noi nu suntem definiți din punctul de vedere al minții noastre decât de acel conținut care preexistă în raport cu ce? Cu o boală pe care noi o avem, cu o anumită suferință sau cu anumite teme, cu anumite stări emoționale nefaste. Ori ideii de boală îi se asociază ce? O întreagă evoluție temporală. Da? Și de multe ori noi rămânem blocați și avem o atitudine relativ la boală. Da? Există acea anxietate, acea neliniște, cum ne vom simți, ce aspecte vor apare, unde să mă duc să cer ajutor, ce trebuie să fac, voi putea să fac sau nu voi putea să fac. Deci există o întreagă, să zicem așa, poveste a dramei respectivei situații, da? Și trăim, de fapt, în continuare ce? Durerea psihologică, suferința psihologică. Ori noi va trebui să reușim să creăm resurse interioare astfel încât în raport cu ce ni se întâmplă la un anumit moment dat, să putem să intervenim conștient și să ne bucurăm chiar de puterea care o exercităm la momentul prezent. Da? Atâta timp cât încă mai suntem conștienți, spuneam în nenumărate rânduri că putem să exersăm ceva, putem să realizăm ceva, putem să schimbăm, să modificăm în bine ceva. Da? Numai dacă ne-am aflat, cum s-ar spune, pe patul morții, complet incapacitați, da, nu am mai putea face nimic. Dar atâta timp cât încă există această conștiență, atâta timp cât încă mai respirăm, atâta timp cât încă mai purtăm niște gânduri, desigur, dacă am avea o anumită bază creată anterior, ne-ar fi chiar mai ușor pentru a putea să le facem, să schimbăm, să modificăm în bine și să transformăm în bine toată situația. Da?
Dar ceea ce se remarcă este că de foarte multe ori ajungi în acea prăpastie, este și foarte greu să ieșim la suprafață. De ce? Pentru că exact acolo îi se cere și efortul cel mai mare. Ori noi de multe ori nu știm ce avem de făcut în acea groapă de potențial. Da? Și din cauza aceasta trăim acea suferință, acea neliniște, acea anxietate. Și, desigur, ne întrebăm cine ne poate ajuta chiar din exterior, pentru că noi, iată, nu putem. Da? Ori noi trebuie să ajungem să schimbăm această atitudine. Este adevărat că unele suplimente ne pot ajuta, dieta ne poate ajuta, medicul ne poate ajuta, dar noi cum ne putem ajuta? Este o întrebare la care noi trebuie să avem curajul să ne răspundem și să spunem, da, știu cum pot să mă ajut. Chiar și dacă aș recurge la gândirea pozitivă, știu că pot să formulez un gând pozitiv pe care să-l fac să persiste cu o întreagă atenție a minții și a sufletului meu, direcționat într-acolo, crezând această idee, forță pe care o emit și totodată îmi dau seama că trebuie să am acest suport în sfera de vibrație a acelui gând. Ori când am vorbit despre vitalitate, această vitalitate are de-a face cu un plan existent în ființa noastră, care poate să fie în slăbiciune, da? Poate să fie o carență de energie vitală. Tocmai din această cauză va trebui să întreprindem în corp acțiunea necesară, să oferim, deci prin postură, un suport pentru ca acel circuit energetic să aibă loc, să oferim apoi ce? Un impuls a acestei energii, să o mișcăm și strângem, da? Contractăm zona anorectală și urmărim să simțim această energie ca fiind prezentă și mai mult decât atât dăm un sens, direcționăm, amplificăm această încredere, susținem gândul cu voință și îl emitem în această sferă a conținutului nostru mental. În felul acesta noi amplificăm rezonanța cu energia puternică a vitalității, da? Care devine de fapt o stare de a fi care lucrează în ființa noastră. Aș vrea să înțelegeți că orice gând este purtător de energie. Și aici sunt câteva principii. Le voi mai aminti când voi vorbi despre gândirea pozitivă. Da? Deci, un gând are un suport energetic. Energia are o anumită frecvență vibratorie. Acel gând este format prin imagine. Da? Și va conta imaginea voastră însuflețită de această energie vitală. Acel gând, sigur, se bazează unor pe senzații. Va trebui să simțiți senzația clară, vie, a vitalității. Aici în corp, nu aiurea. Aici în corp este energia vitală. Niciodată nu ați fost complet desprinși de energia vitală. Niciodată nu a încetat să funcționeze centrul focar rezonant, Muladhara Chakra, al energiei vitale. El este doar poate slăbit, carențat, mai puțin dinamizat. Asta este o altă poveste. Dar noi acum, deci ne reamintim de prezența ca manifestare energetică a acestui centru, da? Și facem postura potrivită, facem contracția potrivită, da? Integrăm starea de circuit, da? Energetic care să plaseze această energie vitală și să susțină acel gând afirmat pozitiv. Și apoi îl facem să persiste în acest spațiu al minții noastre, da? Și emitem de câteva ori în timpul retenției pe plin, susținută de energia vitală, acest gând pozitiv. Totodată, anexând aici energia emoțională, vibrația emoțională a stării de vitalitate, da? Și imaginați-vă că faceți chestiunea asta de 10 ori sau de 12 ori, da? Într-o astfel de ședință. Iată o acțiune care se desfășoară simultan pe mai multe planuri ale ființei. Și aceasta produce o determinare, o evoluție a tuturor acestor aspecte spre bine. Da? Despre asta am vrut să vă vorbesc astăzi pentru a înțelege principiul care poate fi aplicat în raport cu orice intenție a noastră de a gândi pozitiv. Dincolo de structurarea unei afirmații sau unui gând pozitiv, dumneavoastră trebuie să faceți acțiunea corespunzătoare care să eficientizeze acest gând și aceasta se va putea face prin trăirea gândului în ființă, prin trăirea gândului în corp, simțirea gândului în corp. Să simțim suportul de energie care trebuie să fie aferent acelui gând.
Dacă, de exemplu, ne-am raporta la energia voinței, sunt plin de voință, da? Bun, ar fi trebuit în prealabil să lucrăm puțin în planul voinței, să dinamizăm 10-15 minute energia în planul 3 al ființei, manipura chakra, da? Și apoi să începem să lucrăm pe nivelul mental și, sigur, să trecem apoi la tipul de gândire pozitivă, afirmând gândul asociat amplificării voinței. Și așa mai departe. Da? Putem anexa o idee forță pozitivă oricărui plan al ființei noastre. Pentru că, aș vrea să nu uitați acest lucru, fiecare plan al manifestării energiei, sigur, prin conexiune multiple care se produc datorită reflexiilor energiilor în ființă, toate aceste 7 planuri de manifestare energiei devin importante, esențiale. Da? Și atunci, desigur, într-un proces de refacere, de transformare, de reprogramare și a conținutului mental, va trebui să fim atenți care este planul necesar susținerii acelui gând pe care noi vrem să-l amplificăm, pentru ca starea noastră pe un anumit plan să se modifice. Da? Și dacă nu vă este clar cum trebuie să acționați, nu am nimic împotrivă, chiar să urmăriți să, nu știu, să mă sunați, să luați contactul, să-mi spuneți, uite, vreau să lucrez în plan afectiv. Ce fel de gând? Ce suport energetic trebuie? Ce mică sadhana practică? Ce procedee posturale și chiar tehnică de praneam aș putea face? Ce contracție, ce gest sincronizator ar trebui să pun în legătură cu acest tip de gândire pozitivă? Da? Și astfel dumneavoastră puteți contribui benefic, dacă nu chiar major, la o refacere a stării din interior. Pe acest fundal, desigur, că toate lucrurile suplimentare care vor apare, nu știu, dieta, stilul de viață, recurgerea la ajutorul din exterior, înțelegerea unor necesități mai ample, sigur, păstrarea recomandărilor medicului și toate celelalte, sigur, vor fi mai bine susținute pentru că avem acel substrat care să ne susțină. Altfel, la această stare de nesiguranță, datorită slăbiciunilor noastre, vom merge, ne vom cere, da, ca niște cercetori, ajutorul. Poate îl vom primi, poate nu, pentru că, în general, astea noastre proaste, universul, vedeți că, de multe ori ne răspunde într-un mod care parcă rezonează cu stările noastre și, desigur, și eficiența a ceea ce vine din exterior poate să fie mult condiționat de starea noastră interioară. Bun, acum, dacă în raport cu ceea ce am prezentat astăzi aveți anumite întrebări, o să vă rog să deschideți microfoanele. Și să-mi spuneți pe rând dacă ați înțeles principiul. Deci chiar vă rog să spuneți foarte clar. Sunt Luciana, sau lăsați că se vede pe ecran, am înțeles principiul și îl aplic. Da, am înțeles, mai ales că am mai făcut la cursurile de armonizare, așa, ne-ați mai vorbit despre astea și să știți că chiar am și aplicat și pot să spun că m-a ajutat foarte mult și chiar m-am bucurat acum că din nou ne-ați vorbit despre lucrurile acestea pentru că am simțit că s-au consolidat și mai bine. Mă bucur foarte mult. Și mulțumim. Bun, este în regulă la ceilalți? Sunt întrebări? Totul e perfect, da? Bun, ce mai rămâne este doar să vă reamintiți. De fapt, asta este toată problema. Și, sigur, ceea ce ni se întâmplă este datorită acestei boli, cum o numesc eu, această uitare, ca să nu-i spun ignorare a unor aspecte. Da? Pentru că ajungem de multe ori în belele, ca să spun așa, pentru că uităm ce suntem și ce putem fi în raport cu întregul potențial pe care îl avem. Și din cauza acestei uitări, neexersând puterea noastră interioară, neexersând
puterea conștiinței noastre. Desigur, multe alte lucruri nu mai sunt integrate binefăcător și apar o serie întreagă de efecte negative, atât pentru noi cât și pentru lumea exterioară. Da. Deci, dacă nu vom uita, vom rămâne totuși mai profund unificați cu noi, cu simțirea, cu nevoia noastră interioară și vom putea prioritiza, vom putea acționa din ce în ce mai mult eficient, benefic pentru noi. Și astfel, prin consens și prin incidență, vom aduce o lucrare bună și în lumea exterioară. Da. De aici pornim, din interiorul ființei noastre. Vă mulțumesc că ați fost prezenți și să ne revedem cu bine și data viitoare. Mulțumim frumos! Mai bine! Mulțumim!